63 de fosile din cele câteva mii descoperite până acum în nord-vestul României alcătuiesc expoziția Ultimii dinozauri din Transilvania. În cele trei luni de când se află la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, peste 3.000 de turiști au vizitat inedita expoziție. Fosilele unor dinozauri care au trăit acum 70 de milioane de ani pe actualul teritoriu al Transilvaniei sunt atracția unei expoziții itinerante, unice în țară. Expoziția este rodul unei munci de peste 20 de ani a cercetătorilor clujeni. Pe lângă fosile sunt expuși și 4 dinozauri reconstituiți în mărime naturală, pe baza descoperirilor făcute de paleontologi. Expoziția Ultimii dinozauri din Transilvania va rămâne în Baia Mare până la sfârșitul lunii aprilie 2016.